Salut! Bine te-am găsit sau regăsit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Simona, iar azi vreau să-ți arăt parfumurile florale din colecția mea de parfumuri. Primul parfum floral cu care o să încep este parfumul Dolce Shine de la Dolce & Gabbana. Eu am aici o sticluță de 10 ml, cred. Mi-am comandat-o pentru că am vrut să îl testez. Îmi place, dar nu pot să spun că este parfumul meu preferat, deoarece este puțin ozonic. Este un floral ozonic, puțin serat, plin de tuberoză și iasomie. Persistă foarte bine, e foarte puternic, se simte foarte mult tuberoza și iasomia. Așa că dacă îți plac parfumurile cu tuberoză și iasomie, puțin ozonice și foarte florale, atunci îți recomand mult de tot să încerci parfumul Dolce Shine de la Dolce & Gabbana. Un floral foarte frumos, dar nu pot să spun că este parfumul meu floral preferat. Un floral extrem de frumos, acesta chiar că îmi place foarte mult, deși l-am folosit foarte puțin, l-am cumpărat mai mult pentru a testa parfumurile de la acest brand, Loewe, se numește Solo Ella și este un parfum de o calitate foarte, foarte bună. Toate notele, tot parfumul se simte foarte natural. E un parfum floral cu heliotrop, cu violetă, cu trandafiri, are și note de ceai verde. E un parfum floral foarte natural, foarte proaspăt, puternic, un floral puternic, persistă foarte, foarte bine, cel puțin 6 ore l-am simțit eu pe mine. Acesta este o apă de parfum, dar cred că există și apă de toaletă, Solo Ella, dar e foarte, foarte frumos acest parfum și vă recomand foarte mult să îl încercați. Dacă vă plac parfumurile puțin mature, cred că pot să-l asemăn cu parfumurile de la Chanel sau cu parfumurile de la Dior, pentru că e un floral foarte, foarte puternic și, nu știu, e absolut, absolut superb, miroase foarte natural, foarte, foarte bine. Nu este un parfum dulce, este un parfum floral proaspăt, nedulcit. E absolut superb pentru primăvară și pentru vară. Îmi place mult de tot Solo Ella de la Loewe. Un alt parfum floral, un floral clasic, minunat, un parfum pe care eu îl folosesc încă din 2007, când l-am primit pentru prima dată și l-am adorat atunci, dar și acum, tot timpul, încă de când l-am primit, și este vorba despre parfumul Armani Code de la Giorgio Armani. Acest parfum plin de iasomie, floare de portocal, are și puțină miere, dar și ghimbir, îl face să fie un pic spicy. E un floral atât de elegant, atât de clasic, puțin senzual, e un parfum perfect pentru absolut orice anotimp, e un parfum puțin matur, aș putea să zic, deși eu atunci când l-am primit, în 2007, eram adolescentă, dar mi-a plăcut extrem de mult și țin minte că l-am purtat doar la ocazii speciale, dar e atât de frumos. Este un floral foarte, foarte elegant, clasic, are aceeași calitate și acum pe care a avut atunci în 2007 și acesta este un parfum pe care eu îl ador și mi-l doresc pentru totdeauna. Armani Code de la Giorgio Armani e un floral absolut superb. Un alt parfum floral minunat și acesta, dar nu este un parfum care place tuturor femeilor. E un parfum special, un parfum îndrăzneț, un parfum puternic, un floral puternic și este vorba despre parfumul L'Interdit Intens de la Givenchy. Acest parfum cu tuberoză și cu note de susan care îl fac să fie mai deosebit, aparte. E un parfum puternic, se simte nota de tuberoză, cred că are și iasomie, nu sunt sigură, dar e un parfum foarte, foarte, foarte frumos, îndrăzneț.
senzual, sexy. Nu știu dacă pot să zic senzual, pentru că e prea îndrăsneț ca să fie senzual, dar cu siguranță e sexy. E un parfum pentru seară, pentru evenimente speciale, pentru, nu știu, a fi purtat în club, pentru că e puternic și persistă foarte bine și are un siaj mare. Îmi plac foarte mult toate parfumurile Lander D, dar acesta este preferatul meu. E un parfum special, aparte, neobișnuit. Nu este un parfum agreat de către persoanele care preferă parfumurile mai subtile, nu? Acesta e chiar puternic, așa că trebuie mirosit înainte de a fi cumpărat. Nu este un parfum pe care să îl cumpărați fără a-l mirosi. Da, îmi place foarte mult Lander D Intens de la Givenchy. Un alt parfum floral foarte frumos este un parfum de nișă de la Van Cleef & Arpels și se numește Rose Rouge. Acest parfum cu trandafiri dulci și cu fructe de pădure. E un floral foarte frumos, e un floral dulce, dulceag. E un parfum romantic, senzual, delicat. E un parfum destul de subtil, rămâne apropiat de piele, nu proiectează foarte mult, persistă undeva până la 4 ore, dar e un parfum foarte, foarte frumos, foarte feminin și mie îmi place foarte, foarte mult. Rose Rouge de la Van Cleef & Arpels. Un alt parfum foarte frumos, un floral superb, pe care eu l-am de vreo 2 ani, cam așa, și pe care nu l-am purtat foarte mult, dar atunci când l-am primit, l-am purtat extrem de mult. Și este vorba despre parfumul Girl of Now, de la Elisab, acest parfum cu magnolie și cu fistic, dar și cu lapte de migdale. E un parfum foarte interesant, foarte frumos, un floral absolut superb. E un parfum dulce, e foarte girly, e un parfum pentru sezonul rece și mie îmi place foarte mult. E un floral absolut superb, Girl of Now de la Elisab. Un alt floral frumos este parfumul Edition 1 de la Armaf, acest parfum care seamănă cu parfumul Le Parfum de la Elisab. Este un floral plin de iasomie și tuberoză, este puțin animalic, dar un animalic curat, dacă pot să zic așa. E un parfum care să fie purtat seara, nu este un parfum pentru serviciu, e proaspăt, nu e deloc un parfum dulce, e foarte proaspăt, e perfect pentru absolut orice sezon din punctul meu de vedere. Și are o performanță foarte, foarte bună și calitatea e absolut minunată. Miroase foarte, foarte bine acest parfum Edition 1 de la Armaf. Dacă vă plac parfumurile cu iasomie și tuberoză, parfumurile proaspete, destul de verzi, atunci vă recomand mult de tot să încercați acest parfum. E și ieftin, are un preț foarte bun. Un alt parfum foarte frumos este parfumul Kyoto Flower de la Avon. Acest parfum plin de bujor și note de flori de cireș. Este un parfum floral cu mosc, este un parfum puțin lemnos. E foarte potrivit pentru acele persoane cărora le plac parfumurile florale curate, cu puțin mosc și puțin lemnoase. E un parfum destul de puternic, care persistă undeva până la 4 ore, cam așa, pentru un parfum de la Avon, eu cred că persistă foarte, foarte bine. E un parfum ieftin, sper foarte mult să-l găsiți în România, eu l-am cumpărat din state, de pe Amazon și îmi place foarte, foarte mult. E un parfum perfect pentru serviciu și e absolut perfect pentru primăvară și pentru vară. Un alt parfum floral foarte frumos este parfumul Un istoar de femme sensuelle de la Maubusson, acest parfum cu trandafir și cu frezie, dar și cu praline, ceea ce face să pralinele îl fac să fie puțin dulce. Mirosul seamănă foarte mult cu mirosul cremei Nivea, dar bineînțeles acesta este mult mai profund.
mai profund și mai dulce. E un parfum foarte senzual, e un parfum sexy. E a second skin, dacă pot să zic așa. Miroase foarte, foarte bine pe piele. Mie îmi place foarte mult. Are o performanță foarte, foarte bună. Și este un parfum perfect pentru absolut orice sezon. Un floral minunat. Un alt parfum foarte frumos cu magnolie și cu note de mentă, e perfect pentru vară și pentru primăvară. Se numește Tommy Girl Now și este de la Tommy Hilfiger. Mie îmi place foarte mult acest parfum, soțului meu îi place foarte mult acest parfum. Bărbaților, în general, le plac parfumurile cu citrice, parfumurile proaspete, puțin mai delicate, florale, dar mai subtile, nu acel floral puternic încât să îi deranjeze. Și acesta e absolut minunat pentru perioada de vară și de primăvară. Persistă undeva până la 4 ore, cam așa, dar eu de asta mi l-am cumpărat în variantă mică ca să pot să-l pun în geantă și să îl tot reaplic. Îmi place foarte, foarte mult Tommy Girl Now de la Tommy Hilfiger. De la Giorgio Armani, din colecția Armani Privé. Acest parfum este un parfum plin de crini, e foarte, foarte puternic, are și note verzi, e un parfum proaspăt, puțin lemnos, plin de crini. E un parfum puțin animalic, nu este un parfum pe care să-l porți la serviciu, e un parfum de seară, dar și de zi, însă da, nu e pentru serviciu. Mie îmi place foarte mult, este foarte, foarte persistent. Îl găsiți pe makeup.ro. Am văzut că pe makeup.ro se găsesc câteva parfumuri de la The Woods Collection. Dacă vă plac parfumurile cu crin, eu vă recomand mult de tot să mergeți să mirosiți mai întâi parfumul Vermalachit de la Giorgio Armani și abia apoi să vă mai gândiți dacă cumpărați acest parfum sau nu, sau poate cumpărați Vermalachit de la Giorgio Armani. Eu m-aș bucura foarte mult dacă puteți face asta, pentru că acela are o calitate absolut fenomenală. E un parfum foarte, foarte proaspăt, foarte frumos, plin de crini și cred că și alte flori albe. Da, îmi place foarte mult parfumul Secrets de la The Woods Collection. Un alt parfum floral superb, foarte, foarte special, un parfum neobișnuit, aș putea să spun, tot de la Givenchy și acesta este parfumul Ange Demon de la Givenchy. Acest parfum cu crin și orhidee, e un parfum aromatic, lemnos și acesta tot așa este un parfum care nu prea e agreat de oricine. E, v-am zis, un parfum special, are un miros aparte. Nu este un parfum pe care să-l cumpărați fără a-l mirosi. Miroase atât de frumos, eu l-am purtat zilele trecute și pot să spun că oarecum așa mi-am zis că uite cât de frumos e și am uitat cât e de frumos pentru că nu l-am mai purtat de mult timp. Persistă atât de bine, atât de mult, mă uimește de fiecare dată când îl port. E un parfum puternic și e nevoie să fie purtat de către o persoană căreia să-i placă parfumurile cu crin și cu orhidee. E un parfum puțin dulce, dar tare, tare frumos. Un floral absolut superb. Ange Demon de la Givenchy. Un alt floral foarte frumos, un parfum discontinuat, din păcate, este parfumul Le Couture de la Elisab, acest parfum creat de Francis Curcian, plin de floare de portocal, magnolie, dar plin și de migdale verzi. Are note de migdale verzi care se simt foarte puternic și îl fac să fie un parfum destul de proaspăt. Nu este un parfum dulce, e un floral proaspăt cu magnolie, în care se simt foarte, foarte puternic notele de migdale verzi. Îmi place foarte mult acest parfum. Nu prea l-am purtat, cred că din cauza faptului că am parfumuri care îmi plac mai mult, dar e un parfum frumos, o altă creație superbă a lui Francis Curcian. Le Couture de la Elie Saab, un floral foarte, foarte frumos.
Și ultimul parfum floral este o clonă a parfumului Delina de la Parfum de Marly, care se numește Fatima și este de la Afnan. Acest parfum cu trandafiri roz, cu bujori, dar și cu fructe. Dar eu cred că se simt mai mult notele florale în acest parfum. E un floral romantic, boem, foarte proaspăt, foarte puternic. Este tot așa un parfum care trebuie testat înainte, dar dacă știți că vă plac parfumurile cu note florale, cu trandafiri și cu bujori, foarte, foarte, foarte proaspăt, da, un parfum proaspăt și foarte bine creat, foarte bine blenduit și foarte persistent, atunci vă recomand mult de tot să încercați parfumul Fatima de la Zimaia. Îmi place foarte, foarte mult. Și cam acesta a fost clipul meu cu parfumuri florale. Dacă v-a plăcut acest clip, atunci vă rog să îmi dați like și subscribe. Vă mulțumesc foarte mult că mă urmăriți și ne vedem data viitoare. Vă pup! Pa, pa!